Universitatea Cluj, una dintre contracandidatele echipei FC Zalău la promovarea în Liga a doua, va avea un buget dublu față de formația de la Poalele Meseșului. Numai primăria Clujului va aloca 400.000 de euro, însă clubul va beneficia și de banii din meciul privat. Universitatea Cluj a promovat în Liga 3 în această vară și cel mai probabil în sezonul viitor va fi una dintre contracandidatele echipei Fotbal Club Zalău în lupta pentru promovarea în eșalonul secund. Clubul manageriat de Ioan Ovidiu Sabău pornește în Liga 3 cu un buget de 400.000 de euro din partea primăriei municipiului Cluj-Napoca, însă există promisiuni de susținere financiară și din partea unor persoane din domeniul privat. Șepcile roșii au și efectuat deja o serie de transferuri importante pentru noul sezon. Goga, Giurgiu, Abrudan, Albuț, Onicaș și Ursu fiind piesele de rezistență din lotul clujenilor. La Cluj pare să fie un caz cu totul și cu totul special în România. Politicienii, suporterii și fotbaliști emblematici ai clubului și-au dat mâna pentru a împinge echipa înapoi în Liga 1. Președintele Zalăului, Ioan Morar, afirma zilele trecute într-o conferință de presă că va încerca să propună Federației Române de Fotbal ca cele două echipe să nu fie repartizate în aceeași serie, însă șansele sunt destul de reduse să se întâmple acest lucru. Fotbal Club Zalău are promis din partea primăriei un buget de aproximativ 250.000 de euro, dar proiectul de finanțare nu a fost încă aprobat.